Pe drumul ce urcă sinuos din Alești spre inima munților Plopiș, străjuit de copaci ce parcă vor să atingă cerul, într-o poiană luminoasă stă ascuns un castel vechi de 130 de ani. Înconjurat de o pădure de brazi, după cum a fost dorința celui care l-a ridicat, groful Zichienă, castelul a fost mulți ani o gazdă perfectă pentru multe suflete, inclusiv cu sânge albastru. Acum însă, castelul Zichi pare condamnat la singurătate. Ajuns în proprietatea măicuțelor mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea, castelul are ușile închise pentru vizitatori. Ultimii oaspeți care au trecut pragul au fost meșterii angajați de călugărițe și care, fără avizele cerute de lege, au început să renoveze castelul. Batjocorindu-i însă istoria și amintirile. În 1997, călugărițele au strămutat în curtea castelului din satul Bihorean sub piatră o biserică de lemn datată 1770 și trecută, la fel ca și castelul, pe lista monumentelor istorice ale Bihorului. Astfel, castelul Zichi a ajuns cunoscut mai degrabă ca schitul Sfântului Ilie. Nici măcar pe lista monumentelor nu i s-a păstrat denumirea originală. Groful Zichienă, membru al uneia dintre cele mai mari familii nobiliare prezente în Bihorul secolului al XIX-lea, a fost un politician maghiar umblat pe meleaguri îndepărtate. Deținea în județul Bihor o proprietate de 17.000 de hectare de pădure în munții Plopișului. În 1891, pe cel mai înalt punct al domeniului său, în locul numit Poiana Florilor, unde o cabană de vânătoare se făcuse scrum, după un incendiu, groful Zichi a început construcția unui castel. L-a numit Cuibul de pe Înălțime și își dorea să rămână pe veci în acel castel alături de soția lui Kinga. Te aștept în noua noastră casă. Am găsit locul perfect și castelul este deja aranjat pentru sirea frumoasei mele neveste, i-a scris Ienă soției sale în 1894, când construcția a fost finalizată.
Totuși, Kinga n-a fost atât de impresionată de castel cu etaj și mansardă, cu o sală de bal impozantă, un șemineu atent construit, ori atacuri luxoase. N-am impresionat-o nici simbolurile palatului, 365 de ferestre, câte zile într-un an, 53 de uși, numărul săptămânilor dintr-un an, ori 12 turnuri și turnulețe. Legenda spune că femeia urca în cel mai înalt turn al castelului, din care vedea până la Debrețin, iar acolo plângea de dorul Ungariei. Așa că cei doi soți n-au rămas să-și petreacă bătrânețele în castelul Bihorean. Acoperișul a fost și el schimbat cu unul de tablă, ce a ruginit rapid, iar pe fațadele castelului au fost pictate cruci și alte simboluri ortodoxe. Colac peste pupăză, deși se vede că sunt recent reabilitate, fațadele sunt deja pline de igrasie, semn că s-a lucrat de mântuială. Din păcate, pierderea identității nu este singura pagubă a castelului. În 2008, călugărițele au început reabilitarea exterioară a clădirii, împopoțănând clădirea cu tehnici specifice vremurilor moderne, care n-au nicio legătură cu istoria locului. Vechile geamuri și ușile de lemn au fost înlocuite cu modernele termopane, chit că plasticul alb, ordinar, nu se potrivește de deloc cu clădirea veche de un secol. Părăsim acest loc mirific, gândindu-ne cu tristețe la măreția și frumusețea palatului de odinioară și la chiciul de azi, cu betoane și uși ferecate. Păcat, păcat că nu a fost renovat de specialiști și redat circuitului turistic. Să-i vadă grandoarea toți cei care vor.